dincolo de toate prezentările și de lucrurile frumoase spuse, pentru mine titlul de noblețe în carieră și în viața mea a fost acela de învățător. Am pornit, am gândit și am simțit uh, toate rupturile și frământările idei de învățare și de formare de la momentul la care uh, liceul pedagogic și intrarea într-o carieră înainte de Revoluție m-au provocat pentru prima dată la o întrebare nepusă în acel moment, nespuse în felul ei, dar și nepuse. Le-am pus pe cele pe care Mirabela le-a amintit anterior. E vorba despre două întrebări cheie care sunt definitorii pentru spațiul și pentru tematica pe care noi le-am dedicat acestui moment. Care va fi următoarea criză majoră? Am vorbit despre prima dintre cele pe care le estimează anumite cercuri de gândire și de reflexie importante din zona educației și atât forumul cât și OECD-ul au valoare esențială pentru jalonarea și orientarea gândirilor din această zonă, dar și o opinie a Băncii Mondiale și a UNESCO acolo unde se vorbește foarte adesea despre criza majoră a viitorului, care de fapt este o criza învățării. Ellen Key vă amintiți că vorbea despre secolul încheiat ca un secol al copilului. Din perspectiva pedagogiei, noi am fost întotdeauna obișnuiți cu această idee, să-i acordăm măriei sale copilului, o formulare extrem de interesantă și generoasă, ceea ce ar fi trebuit să acordăm. De data aceasta suntem provocați într-un fel sau altul să-i acordăm, poate, învățării exact elementul pe care nu l-am gândit la momentul anilor 90. Suntem în Revoluție, vă invit la o provocare pe colegii mei din sală, în sală să știți că suntem colegi de generație, mulți dintre noi despărțiți psihologie, pedagogie, sociologie, după momentele acelea frumoase, răspândiți în lumea științei și în lumea academică și vă amintiți că atunci am fost provocați la rândul de un citat cu care ne-am obișnuit foarte multe veme, a lui Toffler, analfabetul secolului 21 nu va fi cel care nu știe să scrie și să citească, ci cel care nu știe să învețe. Să învețe, era o nuanță acolo să învețe și ulterior să învețe să învețe, adică un gen de provocare pentru acea meta-învățare. Ne-am dus să căutăm împreună cu un diligent și scump colaborator care e aici în sală la originile. Speciale primului citat pe care l-am regăsit și îl regăsiți cu toții dacă veți da o căutare pe internet privitoare la învățare, la componenta aceasta de meta-învățare, cartea pe care noi am avut-o înainte de revoluție din idei contemporane, o editură cu care ne mai încercam o stoi setea de cunoaștere pe vremea la care nu avem întotdeauna acces la cărțile în varianta lor originală și am descoperit foarte interesant la 30 de ani de la acel moment că citatul care, citatul de fapt, referința completă era aceasta. Analfabetul secolului 21 nu va fi cel care nu știe să scrie și să citească, ci cel care nu poate să învețe. Apărea acea particulă complicată a lui unlearning tradusă și acceptată în varianta aceasta, nu ca uitare, ci ca o dezinvățare, și vom vedea imediat despre ce vorbesc, și componenta de reînvățare. E provocarea titlului, a genericului pe care noi l-am acceptat pentru Universitatea din București și pentru evenimentul de, de astăzi. Aceasta, sigur că ne duce automat cu gândul la... O spațiere foarte interesantă. Cuvântul e puțin provocator. Gândiți-vă că un profesor în locul meu, eu, învățătorul din mine, nu va reuși niciodată să-și educe, să-și formeze și să-și motiveze elevul pentru ca să se dezînvețe. Noi, în limba română, am creat frumoasa zicală cu orice învăț să-și are și dezvățul lui. Însă noi am vrut să construim un element care să fie mai mult decât o relație între învățare și reînvățare. Pandemia a fost cea care ne-a provocat, ne-a obligat să regândim practici, să reluăm din temelii mecanismele pe care le-am folosit ca să învățăm ceva nou și să ne reconstruim acele... Elemente pe care dezvăluirea le-a presupus. Dintr-o perspectivă generală, vorbim despre faptul că dezvăluirea nu ar însemna o uitare, ci este, de fapt, o capacitate de a alege un model mental sau o paradigmă alternativă. E vorba despre o componentă foarte interesantă a unor procese care sunt active. Dezînvățarea ar fi atunci când îl învățăm pe un copil ceva, îi predăm și încercăm să-l stimulăm să gândească într-un fel particular sau foarte general, o facem pornind de la niște strategii. Știți că noi lucrăm în educație, cu recomandări, tehnici, strategii, unele mult prea elaborate. Ce ar trebui să gândim și pandemia ne-a învățat acest lucru, ori de câte ori oferim copilului un model pentru învățare, să-i dăm și antidotul. E nevoie de asta, tocmai pentru că impredictibilitatea viitoarelor situații cu care se confruntă școala, educația, viața privată a acestui copil intrat în, într-un spațiu real, al lumii reale, înseamnă ca noi să construim. Acea situație de învățare cât mai autentic cu putință. Nu să reproduc o situație reală, pentru că nu asta ne-am dorit. Ne-am dorit, în mod normal, să-l facem să intre în pielea lui, în mod real, într-o situație reală de învățare și să-și o transforme printr-o motivație adecvată și prin puțină emoționalitate, într-un mod prin care el își poate reproduce mecanismele până la nivelul la care ajunge și la această performanță de a reuși să se dezînvețe de lucrurile care la un moment dat nu i-au mai fost utile, care la un moment dat ar trebui suplinite, complementate cu altceva și implicit să facă un pas esențial către acea libertate a învățării. Deci, ideea este că ar trebui ieșit din modelul mental. Este un, o formă activă de a ieși din acel model și de a merge mai departe către uh, zona imediată de reflexie. De ce acest lucru? Pentru că ne-am obișnuit psihologic uneori să gândim că atunci când suntem în fața unei crize, provocarea majoră ar fi aceea de a o rezolva prin amânare. Sentimentul pe care îl avem, confortul nostru, uneori și în sala de clasă, este să amânăm o decizie atât de favorabilă, necesară, pe care ar putea să o, să o luăm, tocmai pentru că așteptăm un context mai favorabil. Un context mai bun, care să-l ajute pe copil să fie mai aproape emoțional, mai bine motivat și uneori să depășească acele obstacole de, de voință. Și asta se întâmplă dacă privim ideea din spatele meu de pe slide. Ideea într-o criză, bine acum, este mai bine decât perfect mai târziu. Lucrul acesta ne face să pornim de la o idee importantă, aceea că acțiunea imediată este mult mai. Bine acceptată într-un spațiu social, într-un grup eterogen cum este clasa, decât a amâna o acțiune până când găsim momentul favorabil, unul pe care niciodată știm foarte bine că nu-l putem estima, nu-l putem predicționa așa cum ne-am așteptat. Dacă. Am gândit lucrurile într-o evoluție post-pandemică și dacă am fost foarte serioși și riguroși cu modul nostru de a gândi, ne întrebăm și acum dacă școala, ca instituție, sistemul educațional sunt pregătite pentru următoarea criză majoră, anticipată fie sub forma unor competențe, o criză de cunoaștere, o criză de formare sau acea criză a învățării pe care o resimțim. În momentul în care inteligența artificială, learning machines și celelalte instrumente care vor interfera cu profesorul, și trebuie să recunoaștem că vom avea o mare provocare în anii care vor urma, vor schimba și învățarea. Nu vorbim despre modele de învățare, vorbim unor despre stiluri, despre modalitatea în care reușim să transformăm în sala de clasă un profesor. Dintr-un uh, transmițător, în multe rânduri, în ceea ce noi ne dorim, un facilitator, un consilier și un promotor al dezvățării. E paradoxal. Exact omul care ar trebui să-l învețe pe copil ar trebui să facă o activitate la rândul ei puțin neașteptată pentru uh, spațiul educațional pedagogic. Ar trebui să-i ofere copilului acele mecanisme care îl ajută să se protejeze în fața unui surplus de informație. Oricum uitarea se produce. Știți că um, am văzut, um, cred că acum doi ani, pe revista, uh, uh, pe coperta revistei Time, o imagine foarte interesantă a unor tineri, a unor copii care erau uh, în situația de a-și pune singuri întrebarea dacă societatea, familia, școala nu pune o presiune mai mare decât este cazul asupra propriilor lor vieți și destine aducând o în situația de a învăța, li se spune în permanență, ați venit la școală ca să învățați, să învățați, ei de foarte mult ori știm că vin la școală și un alt vorbitor distins o să le vor dumneavoastră și lor despre starea de bine. Vor împărți învățarea activă cu starea de bine. Cum o vor face? Cu ajutorul unei medieri, adică a unei variante foarte bine construite din punct de vedere didactic, prin asimilare și acceptare a unor noi roluri, așa cum le vedeți prezentate aici. Am încercat foarte succint să aduc trei idei în discuție. Profesorii sunt în situația de a fi provocați după această pandemie să accepte coexistența învățărilor, reînvățărilor, dar nu într-un simplu fapt care se întâmplă în dinamică. Urmează o nouă învățare după o fostă învățare. Există o tranziție necesară, logică, iar aceasta se produce atunci când profesorul știe, empatic vorbind, suntem obligați să ne formăm profesorii pentru a fi, poate, cei mai empatici dintre, cei mai profesionalizați, dacă vreți dumneavoastră, promotori din scena activă a, a vieții sociale. Iar asta nu-i puțin lucru. Ar trebui să introducem elemente specifice din pedagogiile inovative care să... Creeze în sălile de clasă niște laboratoare ale vieții reale. Copiii noștri să simtă că atunci când lucrează în grup, când sunt motivați, dacă veți. N-am un slide prezentat aici, dar vă provoc să vă duceți și să vedeți în raportul PISA cum arată motivația copiilor români la vârsta de 15 ani, sunt în afara distribuției statistice normale, sunt submotivați, iar o problemă esențială acolo este legată de modul în care ei reușesc să fie integrați în viața reală, activă și să nu aibă doar un surogat, un substitut al unei realități în clasă. Să o vadă. Să o înțeleagă, să o accepte și să aibă șansa să renunțe la ea. Cred că libertatea educațională, învățarea viitorului, este aceea care va reuși să dea elevilor o șansă extraordinară: aceea de a accesa o informație, de a o învăța pe deplin, pe termen lung, a o transforma într-o achiziție la purtător, dacă vreți, într-un fel mai customizat, am spune pretențios, dar nu despre asta e vorba ce o face să fie ori de câte ori disponibilă ori de câte ori activă dar și la nevoie pasivă pentru ca a fi înlocuită cu una care să-i fie mai apropiată de interese, de motivații și să nu uităm în orice moment emoționalitatea faptul că apar schimbările majore în educație nu sunt întotdeauna faptul că acestea, noi le resimțim sistemele le în transformă într-un diagnostic real, dar asta nu se întâmplă pentru că un raport este publicat. O analiză nu înseamnă că întotdeauna oferă un diagnostic în absența unei cunoaștere reale a vieții din clasă. Copilul nostru se uită cu drag la noi ca profesori, ne privește. Studenții noștri la fel și așteaptă de la noi nu numai informația de top, nu numai spațiul acela activ al gândirii pe care noi îl oferim în sensul modelelor. Așteaptă de la noi acea pauză, acel moment existențial pentru ei în clasă și pedagogia existențială e foarte importantă în care le dăm șansa să uite să accepte că o pauză, o sincopă, nu trebuie pedepsite întotdeauna, ci le putem transforma într-un factor activ și motivator pentru învățare. Iar reflexia pe care noi ne-am stabilit-o, dacă există o impredictibilitate și dacă provocările sunt așa de mari, iar criza învățării va chestiona în mod real toate comportamentele didactice, atunci, cu siguranță și sistemul de formare al profesorului va trebui să fie la rândul lui regândit. Iar aceasta va trebui să o facem împreună, gândindu-ne că ori de câte ori învățăm ceva, trebuie să ne acorde, să ne fie acordată șansa la o dezinvățare reală, dar nu prin stimularea uitării, ci prin stimularea unei noi învățări. Unei învățări a unei dezvățări. Și dacă m-am jucat prea mult cu cuvintele, sunt convins că la final, cei care vor fi în poziția de a aduce mesajul către comunitate, o vor face pornind tot de la dezvățări și nu de la învățare. Noi am fost obișnuiți să gândim într-un fel, va trebui să o facem exact în sensul în care până acum probabil că nu ne-am așteptat niciodată haideți să ne dezvățăm de lucrurile pe care până acum le-am învățat și care n-au fost necesare, dar poate nu neapărat pentru criza viitorului. Mulțumesc foarte mult pentru șansa de a fi aici. Mulțumesc din suflet!